Imagini apocaliptice după cea mai puternică furtună din ultimii 50 de ani în București. Mașinile, ciuruite de grindină. Cod roșu de furtună la București. Cea mai puternică furtună din ultimii 50 de ani a adus haosul în capitală, aseară. Peste 100 de străzi au fost inundate, 60 de copaci s-au prăbușit rupți de vânt, cel puțin 70 de mașini au fost distruse. Imagini nemai văzute au apărut și în restul țării. Case și automobile ciuruite parcă de gloanțe, după trecerea unor vijeli care se cu un taifun violent. În două ore, la București s-au adunat 70 de litri de apă pe metru pătrat. Cât ar fi trebuit să plouă într-o lună? Vântul a suflat cu 90 de kilometri pe oră și a îndoit copacii, iar ploaia și grindina au tras cortina peste un oraș care în 20 de minute a fost sub ape. Pe un asemenea potop, umbrele le-au devenit inutile. Într-un complex rezidențial din cartierul Drumul taberei, apa a curs în cascade, în lift și pe scări. Iar în centru, în zona Unirii, a fost pericol de moarte. În sudul capitalei, mai multe bulevarde s-au inundat, iar șoferilor le-a fost din ce în ce mai greu să înainteze. Unii dintre ei au rămas blocați cu mașina în mijlocul străzii, cu apa care trece de glezne. În doar câteva minute de ploaie torențială, bulevardul Gheorghe Sisești din capitală s-a inundat complet. Mașinile au rămas la intersecție pentru că nu au putut înainta. În scurt timp, apa a ajuns până la portierele mașinilor. Vehiculele au înaintat cu greu printre valurile de pe străzi. Șoferii au notat în șuvoaiele până la genunchi și au încercat să mute automobilele în locuri mai înalte. Sute de mașini au fost inundate puhoaiele au năvălit și în parcările subterane. În 20 de minute s-au adunat 53 de litri de apă pe metru pătrat. Când mașinile s-au pus totuși în mișcare, după miezul nopții, traficul a fost cumplit, ca la o oră de vârf. Șeful poliției rutiere București a ieșit și el în stradă, să dirigeze circulația, cu apa până la glezne. Furtună puternică în București. Inundații în zonele Piața Unirii, tineretului și șicai. Cele mai mari inundații au avut loc în zona unirii, tineretului și în cai, cartiere aflate într-o vale unde s-au adunat puhoaiele. Localnicii s-au plâns de multe ori că acolo canalizarea nu face față nici măcar unei ploi torențiale. În cartierul Rahova, localnicii au privit neputincioși râurile de gheață care pluteau pe străzi. În miez de vară, grămezile de grindină au dat senzația că a venit brusc iarna temperatura a scăzut dramatic. De la 35 de grade Celsius s-a înjumătățit în doar șase ore după ce a început furtuna. Apelurile la 112 au curs. Zeci de copaci stâlpi de beton au căzut peste mașini. Haos a fost și pentru zecile de mii de spectatori care au asistat la concertul Coldplay. Urcia a venit chiar când se pregăteau să plece de la Arena Națională copertina arenei naționale nu a făcut față grindinei. Bucățile de gheață au acoperit cazonul și au ajuns chiar și în tribune. Fanii care nu s-au aventurat prin furtună au așteptat înghesuiți unii în alții să treacă codul roșu. Pagubele provocate de furtuna ca un taifun s-au văzut mai bine pe lumină. Pe strada Ilie prea din cartierul Berceni, trei copaci înalți de 15, 20 de metri s-au prăbușit pe mașini și firele de curent. Întreaga stradă a rămas fără energie electrică. Sute de mașini și-au pierdut numerele de înmatriculare în lacurile care s-au format azi noapte în București. Binevoitorii le-au adunat și le-au pus ordonat în intersecții și în fața magazinelor, ca să le poată recupera șoferii. Furtuna devastatoare a măturat, aseară, tot sudul țării. A pornit la ora șase din Caraș-Severin și a înaintat spre est cu potop și grindină după. Potopul a ajuns în capitală în doar cinci ore.